Bună ziua și bun venit la Ora de Sport. Astăzi vom discuta despre basket, avându-l invitat pe domnul profesor Dănuț Bujdei, antrenorul celor de la Clubul Sportiv Școlar Triumf Rădăuț. Domnule profesor, bună ziua și la mulți ani pentru 2024. Bună ziua, la mulți ani și dumneavoastră și sper să aveți un an nou cât mai bun. Asta vă dorim și dumneavoastră și copiilor pe care îi pregătiți, pentru că dumneavoastră, ca și sport, basket, sunteți în plin sezon, cum ar veni, adică cel puțin fiind un sport care se practică în sală, uitându-mă la posturile de televiziune, am văzut că ceea ce se întâmplă în România, campionatele naționale sunt în plină desfășurare și mă gândesc că și cu copiii pe care îi pregătiți aveți competiții sau ați avut. Și aș vrea să ne spuneți ce ați mai făcut cu micuții copilași pe care îi pregătiți la Rădăuț, pentru că aveți o grămadă de grupe și la băieți și la fete. Competițiile noastre, într-adevăr, încep undeva în toamnă, după perioada de vacanță. Desfășurându-se în sală, putem să ne desfășurăm competițiile pe perioada întregului an, fără să depindem de vremea de afară. Ce să facem? Ne muncim cu drag și spor să insuflăm copiilor noilor generații dragostea pentru mișcare, pentru sport, pentru basket, pentru că asta facem noi, basket, și sperând să descoperim noi tineri care să facă, să ducă basketul la nivel de performanță. Avem în anul acesta înscrise în campionatul regional de basket Moldova 4 echipe, mai puține decât în anii trecuți. Am înscris doar U14 și U16 feminin și masculin, grupele mai mari de vârstă. Și categoriile mici le avem înscrise într-un campionat, dar în campionatul municipal de basket al Iașului, gândindu-ne că acolo costurile ar fi mai mici decât într-un campionat regional și ni l-am fi permis. De-aia am rămas acolo în campionatul respectiv. În rest, ca și până acum. Deci, 4 grupe înscrise și ar mai fi câteva... Câte grupe aveți de tot? Atunci să facem o socoteală. Cât ați început? Când ați aveți copii mai mici? Deci, categoriile la basket pleacă de la under 10, 12, 14, 16, fete, băieți, adică masculin și feminin. Sincer, am avea împreună cu domnul Adrian Ursache, care și el lucrează tot pentru Clubul Sportiv Triumf Rădăuț, de la școala numărul 4, la Regina Elisabeta, am avea echipă la fiecare categorie. Dacă facem o socoteală, cred că treceți de 100 de copilași. În pregătire, da. La toate grupele, da, sunt în jur de 100-120 de copii avem în pregătire. Păi asta este cel mai îmbucurător lucru, în primul rând că fac copiii sport. Pentru că eu știu o grămadă de părinți care și-au dus copiii la basket, copii mici, copiii clasa 1, clasa 2, care i-au dus la basket și cărora le place basketul și se duc la antrenamentele pe care le faceți la școala 3, da? Da, la școala gimnazială Mihai Eminescu. La Mihai Eminescu și le faceți în funcție și de orarul copiilor, ca să poată fi prezenți la antrenament. Și în funcție de orarul copiilor și în funcție de orarul sălii. Pentru că depindem de sala de sport de acolo, desfășurându-ne activitatea în sală. Și atunci programul nostru începe undeva la ora 16 și terminăm în jur de ora 20. Programul de luni până joi. Avem pozițiile respective în sală și acolo avem încadrate cele 6 grupe de copii pe care le avem. Trebuie să spunem că sala este foarte, foarte bună. Ați schimbat suprafața de joc, sunt deja, cât? Vreo 4 ani, cred că, sau ceva de genul? Da. De când s-a schimbat? Că nu rețin exact anul în care am reușit să schimbăm acolo, într-adevăr, am schimbat. Ați avut ultimul turneu atunci, a organizat faza Moldova înainte de pandemie și era schimbată sala. Atunci era suprafața, de aia zic că vreo 4 ani, 2020 final. Cred că ați organizat atunci sau 2019 în toamnă. Da. Și atunci a fost schimbată suprafața, care este foarte, foarte bună, din păcate, nu este loc de public, e mai greu cu lățimea, cum ar veni. Dar vestiare sunt, suprafața de joc este una foarte bună și în primul rând sunt performanțe și aș vrea să ne spuneți... Este o sală adusă la un nivel decent, în care poți să desfășori o activitate cu orice sport de sală, în condiții civilizate și decente. Nu, pentru că noile săli de sport, am văzut acum, cel puțin astea, sălile așa zise polivalente care se fac, au o suprafață foarte ciudată cu acele rosturi. De cauciuc? Da, pătrățelile acelea care sunt puse, și care se deteriorează totuși destul de rapid, dar ceea ce aveți la școala gimnazială Mihai Eminescu ca și suprafață de joc este foarte... Noi avem suprafața făcută cu rășină de asta proxilitică, ceva de genul,
Se întreține mai ușor și e mai durabil, zic eu, ca suprafață. Domnule profesor, haideți să o luăm de jos și ne spuneți să începem cu cei mai mici, dacă au avut și ei competiții sau ei sunt la nivelul de începători deocamdată, dar eu știu că le dați meciuri pentru că aveți colegi la Suceava, aveți colegi la Iași, dacă nu aveți campionat, un meci tot le faceți rost la copii. Da, am avut primul turneu în cadrul campionatului municipal de basket Iași, unde i-am înscris pe cei mici la categoria U10 masculin. Meciurile s-au desfășurat în sala sporturilor Voinești, aproape de Iași. Și culmea e că am avut rezultate foarte frumoase. Deci am avut două meciuri, două victorii, victorii categorice, cu toate că la nivelul ăla de vârstă nu punem accent foarte mult pe diferența de scor sau pe ceea ce important e ce joacă copilul, cum se orientează în teren, dar s-au descurcat chiar foarte bine, nesperat de bine. Mai ales că am avut în componența lotului câțiva copii născuți 2016, iar categoria U10 anul ăsta este 2014 și mai mici, născuți 2014 și mai mici. Și am avut 4-5 copilași 2016 care chiar au jucat și s-au descurcat foarte bine, pentru că ideea în competițiile la acest nivel sunt de a juca copii, nu de a avea 4-5 copii buni care să merg să câștigă un meci. La noi important este să joace toți, să-i vezi la joc, să capete experiență, să se dezvolte în joc, pentru jocul de basket. Este și o tactică aceea de a aduce copii mai mici ca vârstă la jocuri cu adversari care sunt mai mari. Și aici vorbim la 2 ani, pentru că vorbim de under, că sunt 2 ani, deci under 10 joacă la under 12, pentru ca ulterior, atunci când vor fi la vârsta respectivă, ei să aibă deja experiență, să aibă acea capacitate de a forța atunci când trebuie, pentru a fi rezultate cât mai bune? Dacă ne referim la nivel de performanță și la ideea de a scoate jucători, da, în pregătire putem introduce lucrurile pe care le-ai zis tu acum. Noi, nemergând însă pe ideea de selecție performanță, noi lucrăm copiii care ne vin, vedem care încep să stăpânească cât de cât elementele jocului de basket, îi introducem în competiții, iar acolo, bineînțeles, jucând, capătă experiență, se dezvoltă și încep să crească ca și jucătorii. Dar da, e îmbucurător în momentul în care mergi la o categorie copii cu 2 ani, 1 an. Și au și rezultate și vezi că sunt la un nivel de joc foarte bun. E într-adevăr o satisfacție. Și acum chiar avem. Deci se ridică noi generații frumoase. Pentru că știți cum e, unele cluburi pun accent pe performanță pe termen scurt, adică forțează atunci. Alții gândesc pe termen lung și nu îi apasă, n-au presiunea rezultatului, fac acest lucru cu copilașii. Chiar dacă copiii pierd, ei capătă experiență, știu cu ce se mănâncă sportul, apoi când vor fi la categoria lor de vârstă, ei deja au 2 ani duși în spate și clar vor pleca favoriți. Dar asta este o strategie pe termen lung care înseamnă că nu vă forțează nimeni să, domnule, acum aia trebuie să câștigăm, că altfel e belea, trebuie să venim și noi cu o cupă, să punem aici, să arătăm tuturor că am făcut o performanță. Nu de mult am avut o discuție în cadrul unei ședințe la nivelul Campionatului Regional de Basket Moldova. Din toamnă este înființată sucursala Federației Române de Basket Iași, care răspunde de regiunea Moldova. Sunt și eu acolo în comitetul de conducere, dar nu asta vreau să subliniez. Și am avut o discuție pe tema asta cu toți antrenorii care sunt implicați în Campionatul Regional de Basket Moldova, legat de modalitatea de joc. Noi până la categoria de vârstă U14, Under 14, am plecat de la ideea să joace copiii. Și atunci am introdus regula de 5+1, în care obligatoriu în orice meci trebuie să joci în primul sfert 5 copii plus o schimbare, în sfert 2 obligatoriu ceilalți de pe bancă cu schimbare, pentru a juca toată lumea. Discuțiile, să știți că au fost foarte aprinse cu argumente și de o parte și de cealaltă. Am avut antrenori care încercau să ne explice că important este copilul să-și câștige locul în echipă. Și am zis, mie nu mi se pare logic la nivelul ăla de vârstă un copil să meargă, spre exemplu, într-o deplasare, într-o competiție unde are 3 meciuri în 2 zile și el să nu joace deloc. Pentru că vezi, Doamne, nu are valoarea unui titular. La nivelul ăsta de vârstă. Eu înțeleg, la o echipă mare, da, atunci să spui că ei motivau și prin faptul că copilul respectiv o să vină mai motivat la antrenamente, o să tragă mai tare la antrenament ca să prindă și el lotul. Eu am zis că nu, din contră, copilul ăla nu o să-ți mai vină la antrenament și o să renunțe în ideea că el nu e bun de nimic, pentru că a fost la o competiție în care colegii lui au jucat 3 meci și el n-a jucat deloc. Deci trebuie să-i oferim minute oricui, oricărui copil care este în lot, în echipă. Pentru că la urmă de el l-ai și luat, l-ai selectat, da? Pentru copilul ăla
presupui că are bazele necesare să joace un joc de basket. Și atunci de ce să nu-l lași să joace? Dar știți că la alte sporturi se practică treaba asta și este ca și strategie. De exemplu, la fotbal, până la under 15, se joacă fără scor. Și tot așa, cu obligativitatea, sunt 4 reprize. O repriză joacă o echipă, o repriză joacă altă echipă, revine prima echipă. Și, deci o echipă joacă 2 reprize. 7 plus 1, 8 plus 1, cum sunt ei în funcție de categoriile de vârstă. De asemenea, am mai văzut la handbal, l-am văzut la turneul de la Vicov, la Olimpiada de mini-fotbal, la fel, nu s-a ținut cont de scor. Toți copiii sunt câștigători, toți copiii au primit o chestie foarte mare, dar problemele nu sunt la profe, adică problemele sunt nu la copii. Copiii clar că ei vor să joace, nu, că e mai bun, că e mai slab și cel care nu joacă, eu am experiență de la fotbal unde un copil dacă îl băgai și juca 5 minute și n-atingea mingea, dar era cel mai fericit, pentru că a jucat. A jucat. Și mergea acasă, spunea la părinți că el a fost băgat și a jucat. Acum li se oferă șansa tuturor. Dar problema este la profesori care nu înțeleg și nu înțeleg de ce e fără scor, pentru că el trebuie să pună o poză pe Facebook, a câștigat respectivul meci, nu respectă regulamentul, adică îi bagă pe cei buni în prima repriză, în repriza a doua să zicem că intră cu cealaltă echipă, dar face în timp mai niște schimbări, mai ia și pe ceilalți mai buni, că na, să nu piardă, deși nu este scor. Iar la handbal, cel puțin, cei mai feroce sunt părinții care țin scorul și din tribună fac o gălăgie mare, hai că mai avem un gol în față, hai că... Pe când copiii joacă, că știu că trebuie să joace și pentru plăcere și pentru a acumula cunoștințele tehnico-tactice respective. Noi am rămas la ideea că campionatul ăsta regional de basket Moldova pe care îl facem noi, îl facem tocmai în ideea de a avea jocuri copiii, de a progresa prin joc, de a vedea ce mai trebuie să lucrăm noi la antrenament. Și atunci nu punem atât de mult accent pe rezultat. Cu toate că, într-adevăr, sunt... La în orașele mari, unde sunt, e concurență între 4-5 cluburi, clar, fiecare vrea să demonstreze care are rezultate extraordinare pentru a atrage copiii acolo, asta e altă poveste. Uite, noi, spre exemplu, acum la turneul ăsta de Under 10, am avut un meci cu o echipă din Iași, nu contează clubul respectiv, aș putea să dau și numele, dar n-are niciun fel de relevanță, în care diferența de scor era atât de mare la un moment dat, în care eu, ca antrenor, am rugat să nu mai pună scorul pe tabelă. Pentru că se vedea în sală. Deci diferența era undeva la pauza mare, 40 și la 6, 3, ceva de genul ăsta. Și am zis, nu mai puneți scorul acolo, pentru că și pentru copiii mei și pentru copiii care nu erau parteneri de joacă, adversari, nu era niciun fel de relevanță. Ei erau debusolați când se uitau și pe diferența. Ai mei aveau deja, vezi, Doamne, cât de buni suntem noi și nu se mai concentrau la joc. Și foaia s-a ținut pentru că trebuie să se țină și mi-a zis de la masă. Pe foaia să știi că nu... Puneți doar punctele lor, eu rămân la scorul respectiv și pe foaie e treaba voastră. Treceți, vedem scorul la final. Bine, reacțiile copilor erau din start. Bun, mie nu mi-au pus. Am dat coș acum, de ce nu se pun punctele noastre? Tu vezi de joc, că de-aia ai venit să joci. Nu să urmărești scorul, nu să vezi ce face arbitru, nu să vezi ce se întâmplă la foaia oficială, îți vezi de joc. Ești în teren? Joacă. De-aia am zis că nu... Cum să zic, am trecut deja... Este satisfacțiile alea în care vreau să-l bat pe cutare la nu știu ce mare diferență de scor, să demonstrez ce. Mai ales la un nivel de vârstă în care suntem la faza de inițiere, de învățare a jocului de basket. Da, de la grupă la grupă trebuie să treacă prin niște etape, să până la 10 ani trebuie să acumuleze ceva, până la 12 ani trebuie. Când vorbim de scor și de pe tabelă, da, când ești la senior sau ești undeva în campionatul de tineret și știi că ești condus cu 2-3 puncte, ești cu 2, ți-ar trebui un coș de 3 puncte ca să câștigi, că mai ai vreo 20 secunde, n-ai decât un atac, atunci da. Dar ei sunt prea micuți acum ca să gândească, ca să ne alocuie, cum ei atâta, doar că e munca lor, asta e, am scris coșul, de ce, dacă eu am dat un coș, să nu fie trecut pe tabelă, pentru până la urmă e munca lor. Ei trebuie să joace și să se joace, pentru că la nivelul ăla de vârstă, tot ce învățăm, învățăm prin joc. Eu tot timpul explic și la antrenament, pentru că și la antrenament, în momentul în care mai facem jocuri, orgoliile sunt mari, dorința de a câștiga e peste tot. Tot timpul explic că adversarii lor nu sunt adversari, sunt partenerii lor de joacă. Tot timpul am zis, în momentul în care nu ai avea cu cine să te joci, n-ai putea să joci jocul ăsta, pentru că e un joc de echipă. Se întâlnesc două echipe. Dacă tu nu ai un respect față de adversar, da? Nu vrei să te joci cu adversarul și el să se joace cu tine, n-ai să ai cu cine să te joci. Dacă tu vrei tot timpul tu să câștigi, tu să ai dreptate pe teren, s-a terminat. Nimeni nu se mai vine să joace cu tine și n-ai să ai cu cine să joci. Și atunci le explic. Ei sunt partenerii voștri de joacă. Așa trebuie să-ți tratezi adversarul până la o anumită vârstă. Nu-s dușmanii tăi în teren, sunt parteneri de joacă. Bine, mai punem și alt factor și vreau să vă adresez ultima întrebare până în pauza de publicitate.
părinții nu au și un rol în treaba asta, mai ales părinții care participă la meciuri. Că la alte sporturi, părinții sunt, nu numai părinți, sunt și cei mai tari antrenori de pe planetă, da? Ei știu totul, știu ce trebuie să facă, toacă la cap pe copilul ăla, dă-o, fă-o, ia-o, aruncă, vezi că ai om, vezi că n-ai om, și săracul copilul e bulversat, nici nu mai știe să asculte de antrenor, să asculte de părinte. Și atunci intervine așa un lucru care eu zic că nu-i benefic în ciclul de pregătire a unui copil. Într-adevăr, deci cel mai greu de educat sunt părinții. Mai ales legat de joc, legat de rezultat, legat de... Pentru că părinții sunt cei care, într-adevăr, țin neapărat al lui să fie acolo, al lui să fie cel mai bun, al lui să dea coș, al lui are dreptate. Dar vedeți că lucrurile astea nu se reflectă în mod pozitiv pentru copil, pentru sportiv. El trebuie să-și vadă de joc încurajat, indicațiile vin din partea antrenorului, la fel tot antrenorul este cel care face observațiile, care îi explică ce a greșit, iar el învață din lucrurile respective. Atâta timp cât părinții pun presiune din tribună, nu are niciun fel de impact pozitiv asupra copilului, asupra sportivului. Numai că, într-adevăr, de-aia am și zis, cel mai greu sunt părinții de educat. Așa este și nu numai, decât toate sporturile de echipă aș putea să spun, pentru că, nu știu, la sporturi individuale nu prea cred eu cum părinte poate să meargă un sport individual când vorbim de un tenis de masă, scrimă, lupte sau, nu știu, un not, al not cel puțin ce s-au dus săracul sportiv din apă să cât țipă cineva din tribună și îi spune vezi că mai trebuie să recuperezi sau nu știu ce, deși bănuiesc că în an de performanță te ai și reglat și auzul și toate simțurile în așa fel încât să prinzi informații de peste tot. Luăm o scurtă pauză de la ora de sport și vom reveni în direct cu domnul profesor Dănuț Bujdei să discutăm despre basket, basketul de la Rădăuți și nu numai de la Rădăuți. O scurtă pauză și revenim imediat. Revenim la ora de sport, vorbim despre basket, avându-l invitat pe domnul profesor Dănuț Bujdei. Domnule profesor, haideți să vorbim și de turneile regionale la care ați avut rezultate foarte bune. S-a amintit ceva de copilaș, că am început cu cei mici și știu că ați mai participat la alte turnee și cu cei mari. Deja ați spus în prima parte că ați avut patru echipe la turneul regional Moldova. Care au fost rezultatele? În afară de categoria U16 masculin, deja am traversat primele două turnee în cadrul competițiilor. Rezultatele sunt bune, acceptabile. Cum să zic, suntem acolo în cărți pentru calificarea în Final Four la toate categoriile. Acum rămâne să desfășurăm în continuare competiția și să vedem exact care sunt rezultatele la final. Deși nu ținem neapărat să fim acolo campioni regionali pe Moldova la toate categoriile sau la categoriile la care participăm. Ați mai fost și ați ajuns până la faza națională și aș vrea să dezvoltați puțin ce înseamnă Final Four. Adică cele patru echipe care după desfășurarea unui campionat se bat pentru stabilirea locului 1, 2 și 3, care sunt pe podium. Dar rămâne să vedem. Când ați fost ultima oară cu Triumf Rădăuți la Izvorani sau unde era faza națională? Acolo era vorba de UNSS, era vorba de Olimpiada Națională a Sportului Școlar, da, când am fost cu școala generală numărul 3, calificați la fază națională. Într-adevăr, și acum 2 ani? Da, acum 2 ani am fost cu băieții tot așa la faza națională la București, cu școala generală. Ați început Olimpiada Sportului Școlar? Da, am început, s-a desfășurat faza pe catedră și urmează acum sâmbătă să se desfășoare și faza pe cerc. La noi, la Rădăuți. Acum, de la faza pe catedră s-au calificat la faza pe cerc la băieți școala Mihai Eminescu, școala numărul 3 și școala numărul 5 Bogdan Vodă, iar la fete școala numărul 4 și școala numărul 3 Mihai Eminescu și școala numărul 4 Regina Elisabeta, care se vor întâlni din nou la următoarea fază. Aici facem să vedem dacă mai vin și alte echipe. Veșnica rivalitate între școala 3 și școala 4. Rivalitate pe hârtie pentru că ele, fetele, sunt coechipiere la clubul sportiv Triumf. Aici se întâlnesc adversare, dar în rest fac antrenamente împreună, dacă nu mă înșel, da? Cât atât dumneavoastră, cât și Adi Ursache, pregătiți și participă în campionatul regional. Eu de aia noi ne-am mai întâlnit și am mai discutat. Și am zis, mai nou scopul nostru de câțiva ani de zile a Clubului Sportiv Triumf este ca indiferent care dintre școli se califică la faza județeană, să iese campionă județeană și să reprezinte județul Suceava mai departe la etapele superioare, la faza pe zonă sau chiar la faza națională. Cam ăsta este scopul nostru acum. N-aș putea spune că țin neapărat, bine, tradiția era într-adevăr în Rădăuți de 20 de ani de zile, tot școala 3 să câștige fază județeană, să participe la
Nu, am trecut, pentru că avem copii de la toate școlile care vin și lucrează cu noi și cine e mai bun, ăla să ne reprezinte. Și s-a demonstrat în ultimii ani că cam toți cei care au plecat, despre exemplu, anul trecut a fost o situație de genul în care școala 5 a câștigat la fete faza pe cerc, au câștigat faza județeană apoi la pas fără să aibă niciun fel de probleme și s-au calificat la faza pe zonă, au participat la faza pe zonă. Chiar dacă acolo nu era niciun fel de tradiție în basket sau de multe ori profesorii care sunt acolo la școala generală numărul 5 nici nu vor să vină la faza pe, că ei nu fac basket, nu cunosc basket și nu... Și tot timpul zic, domnule, ai copii buni cu care poți face o echipă. Vino cu ei, nu se știe niciodată cine câștigă. Ei știu să joace. Important e să vii, să participi. Și ăsta e mai nou scopul nostru. Să vedem că echipa care pleacă de la noi din zona Rădăuți la faza județeană câștigă faza județeană. Și ca s-a întâmplat și anul trecut la fel și... Aveți copii polivalenți care fac mai multe sporturi, adică da, și la basket, și la handbal sau ceva de genul? La nivel de școli, da, clar. Ai sportive, ai școli care mult joacă și handbal și basket. E ca un olimpic, care merge la toate olimpiadele. Dacă exact, el e bun, merge așa, exact, așa și un sportiv. Adică, exact. Dar în mare parte, mai nou, copiii care vin la noi la basket nu prea mai practică alt sport în paralel, la nivel de club, la nivel de performanță. Pentru că le cam ocupă tot timpul basket. Și mulți dintre ei venind de la vârste foarte mici, clasa pregătitoare. Avem copii care vin și care încă nu sunt la clasa pregătitoare eventual și hai să se miște și el acolo la grupa de începători, în grupa de inițieri. Și într-adevăr contează foarte mult. Un an, doi în plus până ajunge la... Se învață cu disciplina de antrenament, se învață cu socializarea, cu atenția, cu așa mai departe. Și le prindă foarte bine. De-aia zic, avem copii care începând de la o vârstă fragedă să facă basket, basket, basket și ajungând după aia la o vârstă în care sunt în echipă, participă în campionatul regional de basket Moldova, nu mai au timp și de alt sport. Eventual îl poate lua domnul profesor în echipa de handbal pentru că are talie, prinde mingea bine și așa mai are tot ce trebuie pentru jocul de handbal. Dar ca sport de performanță, să zicem așa între ghilimele, că am zis că nu suntem la nivel de performanță, e rămâne axat pe jocul de basket. Domnule profesor, aici vorbesc de under 16, cum lucrați cu acești copii care sunt la licee deja, da? Și bănesc că sunt la licee de la Rădăuți, dar ei continuă, că au făcut basket de pe la 7-8 ani cu dumneavoastră și vor să facă mai departe, adică au prins drag de acest sport, plus că au și performanțe, cu majoritatea, adică ați spus că sunt rezultate foarte bune și la under 16, cum vă împăcați și cu cei de la liceu, că sunt mai mari acum? Uite, mă uitam și anul ăsta, deci la nivel de băieți, băieții sunt prezenți la antrenamente, rămân cam aceeași grupă unită, legată, închegată. Problema se pune la trecerea aia în clasa a noua și mai ales la nivel de fete. Mă uitam că anul ăsta am înscris la categoria U16 fetele în campionatul regional de basket Moldova, tocmai în ideea că aveam 3 fete bune născute 2008, care au plecat la liceu și care nu mai reușesc să ajungă nici la antrenament, la turnee, ba vin, ba nu vin, în funcție de ce au un program. Și discutam și cu domnul Adrian Ursache și am zis că de la anul cred că renunțăm la categoria U16. Acolo, pentru a face în continuare copiii aia basket în mod organizat, da, ar trebui ca profesorii de la școlile respective să înscrie echipa în campionatul regional de basket Moldova. Și le-ar prinde foarte bine, pentru că au jocuri în picioare, își fac antrenamentele împreună acolo la școală și în momentul ăla îi poți vedea și la jocuri, ca în momentul în care ai Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Da, aici vreau să vă întreb, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, liceele din Rădăuți nu au participat, nu au rezultate bune, că am impresia că totuși au ajuns cele undeva la, sau nu? Au avut o perioadă în care am avut generațiile alea de 2002, născute fete mai ales la Eudoxiu Hurmuzache, generația 2002, 2003, 2004, care au ajuns, au avut în 3 ani de liceu, în 4 ani de liceu au avut 3 finale naționale, s-au calificat de 3 ori la faza națională. Generația cu Antonia Cherniciuc, cu Alexandra Forai, cu Betty Ionesi, așa, Beatrice Ionesi, cu generația respectivă. Deci dacă din clasa, el, din Alexandra Forai a fost la tir cu arcul, cu rezultate foarte bune. De-aia vorbim de polivalent. Da. Și generația respectivă știu că au avut 3 faze naționale, fără a mai depune un efort deosebit la antrenamentele de la liceu. Doar că se mai întâlneau și lucrau împreună. Aia zic eu, părerea mea e că acolo ar trebui un pic de lucrat. Ca profesorii de la școală, de la liceu, în momentul în care știu că vor să participe la Olimpiada Națională a Sportului Școlar cu echipă de basket și știu că le vin copii buni, pregătiți
de mine, de domnul Adi, care au făcut basket cu noi de mici și au o echipă bună, să se înscrie ei în campionatul regional de basket Moldova la categoria 18, spre exemplu, sau 16, dacă sau nu a 10-a doar, și să participe acolo. Nu e un efort foarte mare. Sunt, da, dar nu depinde doar de, vorba de, 3, de conducerea unităților de învățământ, da, da, de autorităților locale, că după aia să ajungă cu bugetul, că n-avem, că nu se poate, că așa, că banii părinților, și știți cum e, să nu luăm bani la părinți, și tot așa. E vorba de un 3-4 turnei într-un an de zile. Nu e un efort extraordinar ca să spui că... Și copiii își doresc. Problema este că dacă nu are cine să-i unească, cine să-i lege, cine să-i cheme, cine să-și apropie pentru a face o echipă, clar copiii, mai ales în clasa noua, ore multe, pretenții mari, mai ales cum e la Eudoxul Hurmuzache, 7 ore zilnic, da, de materii. Clar că în momentul în care nu ai pe cineva care să te adune, să te lege, să facă acolo o distracție de 2 antrenamente pe săptămână, copilul imediat își găsește altă activitate. Cu cine lucrați mai ușor? Cu cei mici sau cu cei mari? Pentru că e și diferit, e greu de spus. Pentru că cei mici vin la început de... plăcere, că de plăcere. Vin să învețe, să facă un sport, iar cei mari deja sunt așa, să zicem, semiprofesioniști și ei, cu ei deja trebuie să corectați niște greșeli și să-și pună la punct ceea ce au învățat când erau mici. Dacă o luăm din punct de vedere al pregătirii, da, mult mai simplu este de lucrat cu generațiile mai mari, cu 14, cu 12, cu 14, cu 16, în primul rând că tu ți-ai format. Inițial la grupele de inițiere e multă muncă, e multă implicare în antrenament, pentru că toți sunt mititei și abia învață și trebuie să corectezi în permanență pe fiecare. Trebuie să le, efectiv, le pui mingea în mână, le corectezi mișcările. Plus că ei vin dornici de distracție, de joacă, de... Și atunci disciplina în antrenament e greu de impus. Adică, la un moment dat ajungi și la nivelul de disciplină, dar ca să lucrezi cu 20 și de copilași de ăștia de 7-8 ani de zile, fiecare cu mingea în mână și să și lucrezi pe perioada unei ore de antrenament, e destul de dificil la început, pe când cei mari știu din start. Ei au venit, i-ai trimis la structurile de încălzire, astăzi lucrăm asta, asta, e altă treabă. Știu ce au de făcut, sunt toți interesați. Mulți care vin de la copilașii aia mici, vine părintele cu el de mână, vreau și eu copilul meu să facă mișcare. El nici nu știe, o să-mi placă, nu o să-mi placă jocul ăsta de basket, vine și el să alerge, să se miște. Ca să fac o analogie cu fotbalul, unde mingea e toată lumea, probabil. Că toți, la toate sporturile. Când sunt mici, unii mingea e toată lumea, pentru că ăla e sportul cu mingea respectivă. Dar să știi că frumusețea este de a învăța jocul ăsta de basket peste tot, și la cei mici și la cei mari. Adică dacă îți place ceea ce faci, chiar ai senzația că nu obosești la antrenamentele respective. Am mulți colegi de-ai mei, profesori de educație fizică sau foști colegi de-ai mei de facultate pe care i-am mai chemat alături să vină să ne ajute. Și când intră în sală și văd 20 și de copilași la fiecare cu mingea în mână, după 10 minute zic, bă, nu știu cum poți, eu nu pot. Eu am plecat de aici că mă doare cap. Luăm o scurtă pauză și o să revenim la metodele de antrenament, pentru că am pregătit o întrebare pentru dumneavoastră. Luăm o scurtă pauză la ora de sport și revenim imediat cu domnul profesor Dănuț Bujdei. Domnule profesor, vorbeați de antrenament și ați spus că fiecare copil cu mingea lui. Acum aș vrea să vă adresez o întrebare așa personală. Cu cei mari, când lucrați și aveți jocuri școală, sunteți tipul de antrenor care opriți meciul, acel meci școală în timpul antrenamentului, opriți faza respectivă pentru a face corecțiile necesare, să spui stop, aici trebuia tu să faci asta, aici tu trebuia să faci asta, tu trebuia să demarci aici, tu trebuia să iei omor, sau îi lăsați să gândească și după analizați ceea ce s-a făcut bine și ceea ce s-a făcut rău. Deci indicațiile din reflex le dai de pe margine. În momentul în care vezi ceva, explici. Da, nu prea obișnuiesc să întrerup jocul. Deci îi las să joace, dar de pe marginea asta, acolo era mai bine dacă. La final, într-adevăr, când analizăm un joc, atunci discutăm toate lucrurile care mi s-au părut în neregulă, toate lucrurile bune pe care le fac și le scot în evidență pentru a vedea și ceilalți colegi de ce a făcut bine ceea ce a făcut. În mare parte, în jocul de basket, trebuie să aduci sportivul, presupun că și în toate celelalte jocuri. Tu ca antrenor, adică menirea ta ca antrenor, este să îl aduci într-o situație în care el să poată finaliza, indiferent prin ce procedeu, dar într-o situație bună pentru finalizare. Tot timpul am mai avut în anii trecuți, mai mergeam și făceam meciuri amicale cu liceul militar, cu domnul Blanariu acolo. Într-adevăr, avea tot timpul niște băieți pregătiți fizic extraordinar. Tactic, mingea trebuia să meargă în dreapta, apoi în dreapta mergea, indiferent de situația de pe teren. Și cam de fiecare dată mergeam și îl băteam. Și nu și explica de ce. Pentru că fizic mă domina. Chestii de... Și tot timpul am explicat, jocul de basket nu e așa. Jocul de basket e un joc de imaginație. Dacă tu ți-ai învățat prin antrenament copilul să rezolvi o situație de superioritate,
Da? Indiferent cum, că nu îi spui tu că mingea trebuie să plece în dreapta sau el o analizează pe moment și ajunge mingea în coș, tu ți-ai făcut treaba. Iar după, menirea ta, sarcina ta ca antrenor este să-l pui în situația respectivă. Deci eu, în momentul în care le ceream un timeout, în momentul în care vedeam cu joacă adversarul, atât le ceream. Uite, aici, aici, din momentul ăla sunteți 3 contra 2. E treaba voastră cum ajunge mingea în coș. Deci îi lăsați să gândească, să ia decizia. Ei și-au deciziile. Pentru că am plecat la un moment dat într-o discuție cu domnul Blanariu, în care la fel avea, știu că la un moment dat, o generație cu un tip moldovean extraordinar, un conducător de joc foarte, foarte, foarte și inteligent și cu tot ce trebuie. Și la un moment dat a făcut o fază în care au intrat pe o schemă, mingea trebuia să plece într-o direcție, băiatul a anticipat că partea cealaltă e liberă, a plecat, a dat-o în coș. Fază la care domnul l-a chemat la margine și l-a întrebat: unde trebuia să meargă mingea aia? Și a zis: nu e ok, tu trebuia să-l feliciți în momentul ăla. Pentru că el a luat decizia bună, a adus mingea în coș. Și tot timpul, eu, spre exemplu, la antrenament, în momentul în care aveam și echipa orașului, când jucam în campionatele naționale de juniori, plecam tot timpul de la relația 1-1, foarte bine, tot timpul cu copilul trebuia să știe ce înseamnă o superioritate numerică pe atac, ce înseamnă inferioritate numerică pe apărare, unde, când ataci mingea, când nu ataci mingea, lucrurile astea trebuie să le știe. Dar în momentul în care l-ai adus într-o situație de superioritate numerică, e treaba lor cum o rezolv. Lucrați anumite scheme cu ei, de superioritate, de inferioritate, fază de apărare, fază de atac, pentru că a le pune în practică, nu știu, luați un time-out și spuneți: domnule, aplicăm schema 3. Da, în mare parte, în momentul în care ajungi să joci la nivel de performanță, trebuie să ai pregătit din punct de vedere tactic și niște acțiuni de astea tactice bine gândite și lucrate la antrenament. Dar mai nou nu prea e cazul, ca să zic așa. În momentul în care jucam în campionatul național de basket, într-adevăr, dar pregăteam meciurile și tactic foarte bine. În mai cauza că acolo este echilibrat, sunt echipe bune. Și cunoșteam foarte bine loturile de jucători, știam exact ce joacă fiecare și atunci trebuia să poți schimba tactica de joc a echipei în timpul meciului, fără niciun fel de probleme în funcție de ce juca adversarul. Dar lucrurile alea, într-adevăr, trebuia să le pregătești la antrenament, că degeaba ai cert tu copilului de pe margine, ai cert un timeout și explici: hai să facem asta, dacă el nu a lucrat la antrenament, nu știe despre ce e vorba. El trebuie să știe. Dar v-am zis, eu tot timpul am mers pe ideea de a da libertate jucătorului de a finaliza. Eu, ca antrenor, vreau doar să-l aduc într-o situație favorabilă pentru finalizare. În rest, e treaba lui. Nu, niciodată nu i-am reproșat niciun copil. De ce n-ai dat pas acolo sau în momentul în care situația ca atare a dus mingea în coș? Trăgând linie la ceea ce se întâmplă la copiii pe care îi pregătiți, la Clubul Sportiv Triumf Rădăuți, este basketul rădăuțean pe un drum bun? Are potențial? 100-120 de copii, adică materie primă este. Acum vedem unde s-o opri. Și chiar bine că basketul rădăuțean a avut potențial tot timpul și au tot fost generații foarte bune. Păcat că nu se dorește performanță în jocul de basket. Asta vreau să spun și eu. Deci undeva se pune stop, adică la nivelul ei cresc și atât. Exact. Pentru că noi avem câțiva ani de zile în care am renunțat la ideea de, deci după ce copiii cam termină clasa 8-a, ne-am luat mâna de pe ei, adică dacă mai vor să vină la noi la antrenament, ok, vin și ne ajută să-i pregătească pe cei cu un an, doi mai mici decât ei care sunt în clasa 7-a, 8-a, spre exemplu. Și da, ne-am cam luat mâna de pe ei. Acolo ar fi trebuit să intervină, spre exemplu, conducerea orașului pentru, nu știu, pentru un CSM Bucovina Rădăuți, pentru un club unde să-i preia pe copiii ăștia care sunt pregătiți 7-8 ani de zile de noi și să facă o echipă la nivelul orașului care să participe în campionatul național de basket, indiferent de categoria la care vor să se înscrie. Părerea mea, dacă vrem într-adevăr să facem performanță și să avem copii care să joace un basket la un nivel ridicat. Pentru că dacă nu suntem puși în situația de genul cum am avut acum și generația 2007, o generație foarte bună, foarte talentată, în care, într-adevăr, și acum avem 3 copilași care încă joacă basket la Iași, sunt copii care au plecat cu școală, cu tot, au plecat la alte cluburi pentru a avea continuitate și aveați o colaborare bună cu cei de la Suceava, care... Corect, da. Mai colaborăm și cu Phoenix Suceava și cu cei de la Castorii Suceava în momentul în care au echipe înscrise în campionat. Chestia este că mai nou din Suceava a rămas doar Phoenix-ul, care într-adevăr încă mai participă în cadrul campionatului național de juniori la categoriile U16 și U14, dacă nu mă înșel. Dar ceilalți au renunțat la idee pentru că într-adevăr costurile sunt mari, efortul este foarte mare și nu numai efortul financiar. Și efortul tău ca antrenor, ca nivel de pregătire, deplasările, e un efort mult mai mare. Însă, uite, stăteam și ne uitam acum cum am avut copiii ăștia 2007, care merg, joacă la Iași și cu școala au rămas în continuare la Rădăuți pentru că sunt copii buni la carte. Ar trebui orașul să le ofere lor șansa să joace basket acolo, la ei, acasă. Unde? Că nu este sală. Unde? Că vorbeam, sala 2 ani a fost centru de vaccinare, da. Acum de 2 ani e centru de refugiați. Și dacă da, nu au unde să joace,
trebuie să joace doar la școlile unde sunt și asta este o problemă și nu depinde poate nici de autoritățile locale, poate treaba asta vine de undeva de sus, s-a impus, domnule, ține patru acolo și, în sală. Și dacă le-ai oferit șansa asta, până la un U18, un under 18, ai putea să ai echipă la nivel de rădăuți, la nivel de oraș. După e mult mai dificil, pentru că după aia copilul îți pleacă la o facultate, noi ne fiind centru universitar, e greu să-l mai ții acolo. Sau să vină să joace pentru tine la David, U20, plecat la David Hrițcan, la plecat la Cluj și a lăsat da, David, care era cu performanțe foarte bune la tir cu arcul, a lăsat tir cu arcul și a pe basket și foarte bine. Păi, David, anul trecut sau cu 2 ani, a venit la, când au organizat cei de la Ștefan cel Mare faza națională la nivel de liceu, a venit și a câștigat faza națională aici la noi, la Suceava, la sala de la Ștefan cel Mare, ei Cluj au ieșit campioni naționali. Păi, am cu, făcut cu David, cu David în lot, pentru că mai aveam colegi în sală de la antrenori și profesori care îmi spuneau, uite, până și aici sunteți reprezentați, uite, aveți o medalie națională, că David... Am făcut trecerea asta cu David pentru că am vrut să ajung la Cluj, pentru că Umo Bitelco Cluj a spart toate tiparele anul acesta, deci în cupele europene avea la un moment dat, deci din 9 meciuri, 7 victorii, dacă nu mă înșel, dar victorii importante, cu Treviso, cu campioana Lituaniei, cu Treviso, campioana Germaniei, cu... Două zile, trei zile am văzut meciul. Deci e clar că vor merge mai departe. Am văzut meciuri ale Umo Bitelco sau UBT, nici nu mai știu cum sunt acum. UBT. Ceva de genul. Și sala plină, tot timpul. Deci aici nu mai vorbim așa. Deci este o echipă care poate să investește, dar are marketing bun, ticketing bun, spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Televiziunile am văzut că transmit campionatul național. Am văzut și o bătaie la băieți acum, cât de curând, nu știu, voluntari cu Târgu Mureș sau nu știu cine a fost. Da, gândește-te că cei de la Umo Bitelco Cluj, spre exemplu, desfășoară proiectul ăsta de 12, 14, 15 ani de zile. Cred. Ei, vedeți, aici vreau acolo au proiect pe termen lung. Au investit cu calm, în timp, au știut ce și-au dorit. S-a făcut sală la Cluj. Și clar au ajuns la un moment dat să joace la nivelul respectiv. Nu poți altfel. Dar la noi, știi prea bine, spre exemplu, o echipă la un club sportiv municipal, imediat, anul ăsta vreau să ies campion național. Că de-aia ne dă primăria bani ca să ieșim campion național. Nu așa trebuie gândit. Tot timpul trebuie în sport, trebuie gândit pe termen lung. Adică dacă vrei să faci o echipă, ai luat-o de acolo, știi unde vrei să o duci, iei și îți proiectezi obiective pe fiecare an, pe fiecare an competițional, pe știi ce îți trebuie, unde îți mai trebuie, unde trebuie să mai aduci jucători, unde suferi, de ce, cum și așa mai departe, dacă vrem să. Dar la noi știi prea bine, în momentul în care se face ceva, e o chestie de, păi cum, eu v-am ținut anul ăsta în campionat și voi numeți și campion național. Știu că la vole și la handball stăm bine, bine de tot la echipe de club, la feminin mai ales, cu două în Champions League și trei în grupele, și în grupe EHF, dar și la vole. Am văzut la vole, am avut și în Liga Campionilor, din păcate Arcada Galați a ieșit, dar a ieșit cu fruntea sus, a avut o victorie de răsunet în fața deținătoarei trofeului. Cam au ieșit toate pe rând, am văzut și cele fetele de la Blaj și nu mai știu care, Lugoju, și au cam ieșit toate. La basket, în afară de UBT Cluj, mai avem echipe prin grupele europene, feminin, masculin? La feminin aveam Sfântul Gheorghe, care e echipa campioană de ani de zile, unde la fel se investește și se... Dar... Și la nivel de echipe naționale cum stăm? Pentru că, bine, e clar, ajungem iarăși la discuția aia, cu străinii, cu americanii de mâna a doua, cu așa, că la basket nu prea stăm. Cum am stat întotdeauna. Da. Adică suntem acolo, undeva la subsolul clasamentului și a categoriilor. Deși, cred, la Jocuri Olimpice la Paris iară mergem cu basketul 3-3, că mai mult ca sigur că mergem. Acolo 3-3, da, într-adevăr, dar la nivel de echipă de 5-5 suntem departe. Deci nici masculin, nici feminin. Am văzut niște cu Finlanda, cu nici nu mai spun, niște echipe care nici nu știai de ele la basket, nu mai avem nicio treabă. Nu se poate face performanță fără o infrastructură dedicată performanței. Lucrurile astea nu ne lipsesc. Punctele la nivel de rădăuți. Noi avem o sală în rădăuți unde poți să-ți desfășuri o activitate legată de sporturile de sală. Ai o singură sală, sala aia de la Grădina Zoologică, polivalenta din rădăuți, că îi poți să-i spui așa, care și aia era plină de neajunsuri, știi prea bine. La început ploania, frigul, frig iarna, trecând peste lucrurile astea, dar spuneai că măcar o ai, nici nu mai ai. 4 ani de zile, 5 ani de zile, nu mai poți folosi. Ba centru de vaccinare, ba centru de refugiați, nu se poate intra în ea să faci niciun fel de activitate sportivă și atunci ai sală. Așa vorbim cum erau
săraci la sărituri în apă, săreau pe saltele. De saltele, exact. Și da, de aici a ieșit campion european. Și, să... da. Și îi ducea dorul și la saltelele alea. Dom'le, măcar atât aveam. Săream pe saltele. Acum nici acolo nu mai era. Acel săritor pe saltele, vorbesc de Constantin Popovici, e, da, e campion la... Redul, da, da, săriturile da, de la trambole de 27 de metri. Stâncă, da, deci e foarte spectaculos. Mai a revenit la săriturile de la platformă. Avem doi acolo. Da, avem doi. Și Preda. Și Preda, Preda da. Și vor merge la Paris cu siguranță. Și făcând o analogie, văd așa, basketul clar și nu văd nicio speranță la nivel de echipe naționale, cel puțin deocamdată. Handball-ul îl văd în picaj, deși avem cel mai tare campionat din Europa la feminin, la fete, avem da. Aici. Avem cel mai tare campionat din lume. Dar să știi că nu e numai la noi. Eu pot să dau exemplu că e tot în vogă acum campionatul european de handball. Mulți jucători prezenți pe la campioana Europei Barcelona, da? Mulți jucători și Spania, care a fost cu noi în grupe, nici măcar n-a mai ieșit din grupe. Deci nu-i, adică nu campionatul dă tonul. În schimb, îmbucurător tare la volei. Voleiul e un trend foarte bun, masculin și feminin, și la lotul de juniori de under 18 s-a calificat la turneul final surprinzător, nu le dădea nimeni nicio șansă. Mai nou, echipa feminină de under 20 participă la preliminare pentru turneul final, dar sunt fetele de la under 18, au pierdut primul meci cu Turcia, care Turcia e o forță la volei feminin, dar au câștigat Kosovo 3-0, joacă semifinale, șanse de calificare, dar ele sunt naționale under 18 care pregătesc turneul final, care va fi în România la Blaj, unde sunt calificate din oficiu. Și de aia vorbeam de categorie de vârstă. Le-au dus special pentru a avea meciuri și a pregăti acel turneu final, care zic eu că o să aibă mare succes, pentru că fetele de pe acum au scos capul la nivel mai mare. Mai avem puțin, vreo 3 minute. Ce ar trebui să se întâmple în România pentru a dezvolta basketul? Pentru că așa ca amploare vedem, mai ales ăsta 3-3, stradal, prin mall-uri, cu spectatori mulți, multă publicitate. Chiar și noi, ca echipă națională, am fost la Jocurile Olimpice, mergem din nou la Jocurile, mai mult ca sigur, că știu că suntem cu un punctaj bun, că e alt criteriu de calificare acolo. Trebuie să investim, în primul rând, și, din punctul meu de vedere, trebuie investită multă răbdare. Pentru că tot timpul suntem grăbiți. Vrem imediat rezultate. Deci trebuie de investit atât material, cât și profesional, să zic așa, în pregătirea, în condițiile de pregătire, dar cu multă, multă răbdare. Trebuie să clădim, să construim jucători. Nu să descoperim un jucător și să-l facem imediat mare campion. Pentru că perioada aia de juniorat, să-i spunem așa, de la 6 ani, 7 ani, până la vârsta de 18-19 ani de zile când ajunge să joace, spre exemplu, în echipa națională la seniori. Da? Acolo, în fiecare an, trebuie să clădim câte o cărămidă și să-l transformăm într-un jucător. Nu e relevant pentru nimeni că acel copil, spre exemplu, la U12 e campion național. Da? Și își domină toți adversarii din teren. Dacă în momentul în care ajunge la U18, U19 sau la o echipă de seniori, se face banca pentru că nu e la nivelul la care ar putea juca cu echipele respective. Acum, discuțiile aici sunt legate de jucătorii străini. Știi cum spuneai? Ajungem acelea jucători, la noi n-ajung jucătorii de mâna a doua, că aia de mâna a doua sunt undeva, nu știu, prin Lituania, prin Grecia, prin Serbia, nu știu, aia de mâna a doua, care nici nu știu dacă sunt de a doua, nu știu dacă sunt de a treia. La noi a patra spre a cincea, așa ajung și... La noi basketul nici nu este un sport în care se gândește în perspectivă că în momentul în care am ajuns la o echipă de seniori, reușesc să mă întrețin din basket și atunci, într-adevăr, sunt jucător profesionist de basket. La noi, în mare parte, jucătorii care ajung la echipele din Liga 1, la noi, din Liga Națională, da? Sunt studenți care pe perioada facultății sau a cursurilor pe care le fac a studiilor, practică și jocul de basket. Concurența la echipele cu pretenții e mare, pentru că acolo îți vin jucătorii străini de care spuneai și atunci prinzi un minut, două sau nu prinzi deloc să joci și clar n-ai cum să te dezvolți ca jucător. Și atunci ce pretenții se de la echipa națională? Echipa națională e formată la urmă din jucătorii noștri, români. Mai naturalizez unul, da. Doi, că mai se procedează acum așa, se face, da? Lasă că am naturalizat la handball și nici măcar nu am luat la turneul final. Da, așa a fost. Și la fotbal l-avem pe Camora naturalizat, care e la final de carieră și mai mult ca sigur nici nu va fi la turneul final. Domnule profesor, ne-am apropiat de final. Nici nu știu, am omis ceva, să spunem, trebuie de amintit niște nume de copii, poate, care vor ajunge, măcar la nivel de, știu eu, să zicem,
campionii naționali, măcar la juniori, pentru că pe David l-am pomenit că a ales un drum bun, a ales un club bun, da? Are tot viitorul în față, din ăștia micii. Bă, din aia micii promit câțiva, da? Sunt încă la nivelul de promisiuni. Acum avem deci un basket de calitate, joacă spre exemplu Ruben Diaconescu, Albert Chifan, care joacă la Iași, la Stars Iași, în campionatul național U18, cred sunt acum, da, U18, cu rezultate și performanță foarte bună. Da, uitasem de Albert, Albert de pe la vreo 15 ani, cred că de pe la 13 ani era curtat. Cu ei problema se pune acum de cum îmbină școala cu performanța pe care vor să o facă. Că el e foarte bun la școală. Exact. Și atâta cât basketul nu-ți oferă o carieră de viitor în care să spui că da, într-adevăr, mă axez doar pe basket și ei fiind și foarte bun la carte, văd cum reușesc să-l îmbine. Au avut oferte și Ruben și Albert oferte de a pleca la cluburi mult mai serioase, cu echipe, deci la Focșani, la Galați, cu care au echipă de Ligă Națională, unde într-adevăr puteau să dezvolte altfel și să progreseze, să facă performanță, dar nu au fost tentați să plece, că școala primează. Cuvânt de încheiere, vă rog. Ce pot să zic? Să fim sănătoși, să avem copii cu care să lucrăm, să dezvoltăm cât putem basketul și jucătorii respectivi și în rest toate cele bune. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. A fost prima emisiune care o facem aici în studioul la Suceava și toți iubitorii de sport o să ne asculte pe Viva FM Rădăuți și poate nu numai pe Viva FM Rădăuți. Aceasta a fost ora de sport. Cei care doriți să dați copiii la basket, puteți lua legătura cu domnul profesor Dănuț Bujdei, îl găsiți la școala 3, am vrut să zic zi lumină, dar mai are și ori la Frătăuți, nu chiar zi lumină, pentru că are ori și la școala la Frătăuți, dar cred că în fiecare după amiază aveți măcar o grupă cu care să lucrați, pentru că aveți, slavă Domnului, grupe multe de copii și copiii știu că la Rădăuți se face basket, se face basket de calitate și cel puțin la nivelul ăsta, până la 16 ani, basketbaliștii rădăuțeni au rezultate. Da, vă felicit încă o dată pentru aceste performanțe și pe dumneavoastră și pe Adi Ursache, să nu îl omitem și pe el, că acum ați devenit o echipă. Dragi ascultători, aceasta a fost ora de sport de astăzi, am vorbit despre basket cu domnul profesor Dănuț Bujdei. O zi minunată să aveți, la revedere!